Lecția 34. Aș putea să văd pace în loc de asta. Urmați instrucțiunile complete ale lecției din cartea Curs de Miracole. Sunteți ființe binecuvântate, într-adevăr. Eu sunt cel pe care îl cunoști ca Iisus. Aceasta este, desigur, lecția în care începi să vezi alegerile pe care le faci. Dorința inconștientă de atac și război este ceva la care cei mai mulți dintre voi rămâneți complet nevăzători atunci când vă percepeți pe voi înșivă. Îți pui fața inocenței asupra conștiinței tale și te vezi ca o ființă iubitoare și blândă dacă nu ești provocat. Vrem să abordăm această avertizare dacă nu ești provocat. Este adevărat că ești o ființă iubitoare. Ai fost făcut din iubire și pentru iubire. Ai uitat acest adevăr și ai fost învățat multe lucruri pentru a întări această lipsă de memorie. Acest lucru a provocat separare. Trebuie să-ți amintești asta. Setarea implicită de aici cauzează separarea. Cum știi? Uită-te la corpul tău separat. Corpul tău separat demonstrează credința ta în separare. Este cel mai puternic instrument pe care ego-ul îl folosește pentru a dovedi că ești singur și abandonat. Este vehiculul ego-ului, deoarece majoritatea dintre voi îl folosiți. Corpul în sine este neutru. Îl poți folosi pentru bine sau pentru rău. Îl poți iubi sau urâ. Îl poți vedea ca un dispozitiv de comunicare, armă sau mumeală. Vrem să înțelegi că a vedea lucrurile diferit vine ca o alegere. Este liberul tău arbitru cum îți folosești corpul. Asta apare într-o altă lecție. Deocamdată îți reamintim că modul în care privești lumea și experiența interioară generată de această percepție este alegerea ta cu adevărat. Când simți acel mic frison de furie, judecată sau ură, îți spui: pot vedea asta altfel. Sunt capabil să văd asta altfel. Există un alt mod de a privi acest lucru. Nu trebuie să provoc această rană în mine. Asta faci, dragul meu, când nu vezi pacea în fața ta. Te ataci pe tine însuți. Crezi în mod eronat că ataci pe altul, dar acel sentiment de suferință, pierderea păcii, anxietate, frică sau furie provoacă o rană asupra sinelui tău drag. Fă această lecție de bunăvoie și cu bucurie. Să știi că cultivi o frecvență mai înaltă, mai aproape de iubire, cu această lecție. Și ce se întâmplă într-o frecvență a iubirii și a păcii? Vindecarea are loc. Corpul tău prosperă la frecvența iubirii și a păcii. Procesele tale de îmbătrânire și îmbolnăvire provin din lipsa de pace și rezistența la ceea ce este. Nu este un act de slăbiciune să accepți ceea ce este, dar este un act de iubire și putere să spui: nu îmi voi provoca durere și suferință judecând această situație. Eu sunt cel pe care îl cunoști ca Iisus. Îți mulțumim încă o dată că ți-ai făcut timp din ziua ta aglomerată pentru a-ți vindeca mintea. De asta suntem aici. Îți vindecăm mintea astfel încât să poți crea o lume pașnică. Ne revedem mâine!